Salut! Sunt Marius de pe dlei.ro și în acest video îți voi prezenta probabil cel mai tare truc de bar sau cel mai tare truc cu monede pe care l-ai văzut vreodată. De ce este cel mai tare? Pentru că îți voi arăta cum se face trucul, după care te voi lăsa să-l faci de unul singur. Dar îți voi da timp la dispoziție 2 minute. Dacă reușești să rezolvi puzzle-ul sau problema în cele 2 minute, după ce îți arăt cum se face, vei primi o bere de la mine. Cam așa ar suna pariul pe care trebuie să-l faceți cu prietenii voștri într-un bar. Ce veți face? Luați 3 monede, 3 de 10 bani și 2 de 50 de bani și așezați-le în ordinea aceasta. 10 bani, 50 de bani, 10 bani, 50 de bani, 10 bani. Și regulile sunt simple. Trebuie să faceți în maxim 2 minute să separați banii. Așa. Trebuie să arate într-un final. Aveți voie să faceți 5 mișcări, iar mișcările trebuie făcute doar în pereche de câte 2. Așa, deci o monedă de 10 bani, respectiv una de 50 de bani. După cum v-am spus, vă voi arăta cum se face trucul și aveți 2 minute la dispoziție să-l faceți ca și mine. Nu uitați, avem 5 mișcări la dispoziție. Ia uite, 1, 2, 3, 4 și 5. Și puteți vedea că banii sunt separați. Nu trișați, nu trișați, nu dați înapoi să urmăriți filmulețul, să dați în slow motion sau să puneți pe pauză să vedeți fiecare pas. Ci pur și simplu luați monedele și încercați să rezolvați această problemă în 2 minute. E bine, vă garantez că niciunul dintre prieteni nu va reuși sau cel puțin șansele sunt în favoarea voastră. Dacă din 10 pariuri pierdeți unul, nu este chiar așa o pagubă. Nu e așa. Bem 9 beri, plătim una. Tot ieșim bine. Un truc destul de interesant. Încercați-l, faceți-l și spuneți-mi ce părere aveți. Accesează dlei.ro. Să descoperim lumea împreună.